Astăzi în gală am aflat cu toții cele două persoane care au intrat în cursa de eliminare, Adriana și Albert. Se pare că Laura își face griji pentru faptul că Albert ar putea părăsi emisiunea și vorbea cu Cristina, îi spunea că poate săptămâna viitoare nu va fi deloc în top. Îi zicea Cristine că nu ai cum să ai o siguranță că el va fi în top pentru că a mai fost, pentru că aici nimic nu este sigur. Și Cristina a încercat să o liniștească, să o încurajeze și zicea că, ba da, ai siguranță pentru că el a fost în top de la începutul sezonului. Iar Laura spunea, ei, au mai fost cazuri din astea și tot au plecat. Și Cristina i-a mai zis că sunt susținătorii lor care văd lucrurile pe care și ea le vede între cei doi. Spunea tot ea, Cristina, că se vede cum se tachinează și cum uh, se plac și asta sigur se vede și de afară. Se pare totuși că Laura chiar îl place uh, pe Albert uh, și își face griji pentru el.